scutesc, să mai scutesc banii la mașină când mai plec pe la Ramona, mi-a zis cineva, când dă o bicicletă, bă, ce eu nu mai folosesc, ți-o dau ție. Dacă crezi că merge și poți să o folosești, de cum e căldurile astea, te mai duci la Ramona, te duci cu ea. Și banii care de dai la mașină, 20 lei duci și întorci, 20 duci, 20 și întorci, îți rămân ție. Termometru cum e? Mai nu, e, ia uite-o, uite-o. Nu mai avem treabă acum, gata, e cald. S-a încălzit acum, gata, nu facem un șans, nu, zic, facem altceva. O să-i punem șgheaburi de data asta. Punem șgheaburi să vine roată, și luăm un butoi de la mare de 200 de litri de plastic și îl punem la colț undeva aici. Bate telefonul, bate cu piciorul, ia uite-l. Merge? Nu, stă în mâna mea. Cât ai de apel? Ai nevoie, vii și aici, nu te duci numai acolo. Că dacă alegi un alt avantaj e că nu se mai vede aia strâmbă. Adică se... Avantajul e că nu se mai vede aia strâmbă și în felul ăsta poți să o salvezi și pe aia. Adică o recondiționezi și pe aia. Nu o mai dărâm și decât atâtea ce o să modificare o să mai suporte aia, că și aia o să suporte o modificare. Fiecare, da. Se mută acoperișul la fel ca pe astelalte. Adică nu se mai lăsa acoperișul așa. O să-l pun invers și pe ăla. O parte încolo, o parte încolo, să fie toată la fel când va fi. Îl dau și îl pun înapoi. Îl pun altfel. Deci să fie tot, că poți să unești pe la cu ăsta. Hai spre iarturi, hai spre... Da. Și atunci, dacă e așa, poți să fac acoperișul înalt, ca și la asta acolo, că o să-l fac și la aia la fel. Și la aia o să-l fac la fel de înalt. Și atunci, nu mai există riscul, cum e acum, că dacă eu fac holul ăsta, așa, cum am zis aici, automat apa toată ți intră în casă, cum el acum a făcut. Dacă îl sucești invers, nu, că apa se duce o parte încolo, o parte încolo. Și a zis Ramona, aici trebuie văzut bine unde dăm apă. Bă, în partea asta e simplu. În momentul când o pleca, apa se duce la vale încolo. În partea asta va trebui făcut ceva. Din partea asta, că e pantă și vine apa încoa. Da. Zice, păi eventual, ce facem un șans. Nu, zic, facem altceva. O să-i punem șgheaburi de data asta. Punem șgheaburi să vine roată. Și luăm un butoi de la mare de 200 de litri de plastic și îl punem la colț undeva aici să strânge apă în el. De la ploaie să strângă apă, să vină toată după șgheap, să-i dăm către la șgheap în așa fel încât să vină și de acolo, și de aici, și de aici, să se scurgă direct în butoi. Știi? Da. Și la fel și în partea asta, eventual. Da, un șgheap în partea aia. La ce e culotura? Așa era în sus sau ce? Da, lemnul așa rămăsese. Acolo, ăla o să pun un lemn, o să pun un bec în el acolo. Vreau să iau o lampă din aia pe senzor, că m-am avut noi de treci pe fața, ei se aprinde. Da, pe panou solar. O să iau una de aia și o pun sus în vârful acolo. Seara când treci, de intri pe curte, păi o să pun și la asta, una în partea asta, o să pun și în partea altă, tot la asta sus pe vârful casei, să fie lumină când treci pe curte, să fie de acolo până acolo. Mai am. Și acolo o să iau niște nisip. Găsesc eu niște nisip pe undeva, dacă nu mă duc în deal și eu, și o să presar nisip pe potecă, că dacă presar nisip nu se mai face noroi. Da. O să pun nisip și eventual niște pavele de alea, că aveam eu pe aici, nu țigile de astea. Nu de astea, că astea, niște pavele de alea puse așa una lângă alta ca să poți să calci pe ele. Și care nu și la saci ăștia de aici, nu? Da, ăștia îi dau la o parte. Ăștia o să-i dau la o parte, că n-am cum. Deci... Boxa merge, nu? Merge. Deci pe aici o să fie intrare. Ce o să mai dea mie un pic de lucru, că de-aia mă uitam astăzi. Ziceam, băi, aș vrea să unesc în așa fel să fie și ușa asta aici băgată la depozit. Dar știi cum o să fac? O să vin așa cum am zis, cu hol așa încolo, că n-am cum, pe acolo, că mă încurc asta, trebuie să o sap pe asta, cu hol pe urmă încoace, în formă de cruce, cum ar veni, știi? Iar pe urmă, în partea asta, ce o să fac? Ca să salvez aici toată situația, o să vin de aici cu aplecătoare încoace și numai mă unesc și cu aia și cu asta, se acoperă tot, în partea asta. Așa? Și o aplecătoare eventual și în partea alta. Și atunci am făcut, ei, uite că a apărut pe urmă și forma de avion. Că exact ca două aripi, așa o să vină. Una într-o parte, una într-o parte. Și atunci o să faci așa fel, că mergi totul numai pe la adăpost. Da. Dar asta e de muncă, e de durată, că e vorba de material. Mai trebuie cumpăra, a zis Ramon, să mai cumpărăm pătrați. Acum ca să mai scutesc banii la mașină când mai plec pe la Ramona, mi-a zis cineva, când dă o bicicletă, bă, ce eu nu mai folosesc, ți-o dau ție. Dacă crezi că mergi și poți să o folosești, de cum e căldurile astea, te mai duci la Ramona, te duci cu ea. Și banii care de dai la mașină, 20 lei duci și întorci, 20 duci, 20 și întorci, îți rămân ție. Și pleci imediat, pe acolo ajungi repede, într-o oră jumătate ce tu ești acolo. Nu, o să-mi dea azi după masă, când o veni el. Și o să fie, aici mai am ușile alea, geamuri mai am, o să-i pun geamuri, în partea spre vecinul acolo o să pun geamuri la holul acolo. Mai e și o cauciuc
Îl aveam, l-am pus ca să stea tablă sus. Aici, în partea aia, nu o să pun geamul spre drum, nu o să fie absolut niciun geam. Nu o să fie niciun geam deloc, că nu, să mișcă tablă, nu-ți face probleme. Nu-ți face probleme, că nu, e de-ai noștri. E de-ai noștri, nu e. Nu se întâmplă. Rezistă la vântul care vine? Da, 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 nu-ți face probleme, că e de-ai noștri. Sunt de-ai noștri ăștia, oamenii noștri. Ia, nu, n-a luat-o, e bine, e. Nu, n-a luat nimic. Bine, când o ai face, altfel o să o pun mai ca lumea, știi? Atunci o să vină podul în partea asta deschis și o să vină invers, așa. Mai bine așa, că o să vin cu tabla în coa. Moș, acoperi și ușa atunci. În casă mai e înghețată apa, tot? Nu, mai. Nu, uite, păi da, uite apa acolo, afară. Nu mai. Nu mai avem treabă acum. Pe înghețul ăla. Acum, ia uite. Ia uite. Termometrul cum e? Ia uite. Nu mai avem treabă acum, gata, e cald. S-a încălzit acum, gata, nu mai avem probleme aici. Aici e bine, uite, bateria merge. Merge? Ia să vedem cât a băgat ăsta. Aoleu, dar nu știu ce bagă așa de mult. 16:8. Deci bagă, păi da, știi câtă putere. Mi-a zis un băiat, tu știi câtă putere are panoul al tău? Bagă 30 de amperi, frate, pe timp de vară. Da, e ceva. 20 de vați, zice, bagă, nu 30 de amperi, am greșit, 20 de vați. Deci 20 de vați e putere, zice la el. Îți bagă ăsta de... Dacă mi-a încărcat telefonul azi noapte, ăsta bunul. L-am pus pe la 11 și pe la 2 azi noapte l-am scos. Era plin, 100%. Lucrez cu muzica pornită, am văzut, nu? Da. Da, ca să ai chef de treabă, muncim cu muzica pornită. La noi așa se poate face. În cartierul ăsta aici, toți suntem la fel. Numai cu muzica pornită putem să facem treabă. Noi nu putem să facem altfel, pentru că nu merge sapă, nu merge casmaua, nu merge nimic. Când pornești muzica, toate sunt bune și la locul lor și frumoase și mare fericire pe pământ. Când nu e, nu e. Nu, nu e muzică, e monotonie. Nu. Ai de capul, mie spui. Uite, de la mi s-a uscat gâtul. Mă duc la un cola, ca să știi, astăzi. Unde? La un cola mă duc azi, ca să știi. Da, mă duc la un cola, să nu mai zic ăștia că beau, că fac întâi. Nu, mă duc la un cola astăzi, stați niște. Și în primul rând, să știi, când mă apuc sus să fac acoperișul, automat nu poți să bei nicio bere, că cine știe cum alunești după acolo și îți dai seama. Da, să vii după acolo e riscant să stai și așa, stai foarte greu să stai acolo sus. Da, știu, da. Știi? Da, o să iasă bine, spun eu. Presim că o să iasă foarte bine camera asta. Bine, dacă rămâne aici? Nu, aici rămâne. Păi nu mai mut. Păi nu mai unde, nu? Nu mai mut. Și dacă aș avea unde, nu mai duc nicăieri. O las aici. O las aici că e numai bine. Aici e terenul drept. După cum poți observi, s-așează și bine. S-așează foarte bine aici. Cu asta cum necum trece iarna asta, Artur, cu asta trece, nu? Păi e aproape gata. Ce mai e? Am păcălit-o 3/4. Iarna. Nu camera, iarna. Am păcălit iarna 3/4. N-are ce să mai se întâmple, nu să cadă, să... Nu, no, mai, nimic. Nu, nu există. Tank ai făcut. Am făcut o tank pe asta. Nu, dar se uite, titanaș. Uite. I-ai mai luat și din material, i-ai cioplit și alea, dar degeaba. Și acum iau geamurile când o fi să o unesc. Geamurile și peretele până jos, ăsta dispare aici. Aici va fi o ușă. Doar ăla va rămâne acolo. Și să vezi că o să fie bine, o să iasă bine, că o să fie perete de interior și ăsta și atunci o să-l pun și pe ăsta cu rigips. Dacă suce și acoperișul invers, o să fie mult mai bine, mult mai ușor. Și o să dea altfel, să vezi cum o să se schimbe. Păi da. Se va schimba mult mai bine. Da? De-a, a zis Ramon, aici trebuie să luăm, zice, pătrați noi, nu mai lucrăm cu salcâm, că m-am uitat de salcâm, nu, salcâm sunt strâmb. Și a zis Ramon, nu mai, pe ce facem toți strâmbături, strâmbături am făcut mereu. Luăm pătrați, drept. Și o să luăm pătrați de 10 pe 10 la 6 metri, că la 6 metri îl tai pe din 2, că mai mult de 3 metri întâi, știi? Din 2, dintr-un pătrat faci 2. Și numeri câte gropi ai, atâția pătrați iei și vedem cât e pătratul. Și uite, de pe vele, că ziceam cu nisip, uite, astea sunt. Uite, de astea o să pun de la poartă de acolo, să intri pe el. Da, merg. Da. Atunci nu te mai numărești. Nu mai vii la mine când vii să schimbi două perechi de încălțăminte. Ai zis că vrei să faci economie, nu? Mergi cu bicicleta? Da, o să merg cu bicicleta, ia să vezi ce frumos. Mi-au telefonul, iau box, apoi muzica pe drum. Te-au adus să ia pe urmă telefonul, Artur? Sau? Nu, mă duc eu să le iau de la Telecom. Nu, trebuia să-ți vină curierul, nu? A, nu, a venit ăla. Păi nu, e ăsta telefonul care l-am la mine acum. A, ăsta e. Ăsta e telefonul, bate cu piciorul, ia uite-l. A, stai mă, că nu știam pe ăsta. Ăsta e telefonul. Ăsta e telefonul, bate telefonul, bate cu piciorul, ia uite-l. A, merge? Nu, stă mâna mea. Cât ai dat pe el până? Cât ai costat? 270 de lei la curier.
Redmi A2. Da, e bun. Uite, merge. Acum l-am pe Telecom, am ieșit după Orange. Asta e, când ai mai multe rețele... Da, și pe Telecom, e bine și pe Telecom. Uite, mai am încă 1050 de minute naționale de vorbit. Și 63.550 de megabyte. Deci am net, gârlă. Viteza aia de cum era? Da, inodare. E mai mare la Telecom. E... Da, despre asta și despre casă, despre cum, uite, ăsta cred că o să scoate, am zis să-l las ca ornament. Da, nu cred că merge lăsat în casă. O să-l scot, o să dau foșla cu noi, să vedem cum îi da într-o zi. Tot așa. Ce ușor, le dau la toate în grup, că n-am ce le face. S-a strâns și îți dai seama, trebuie să fie o zi cum e acum, astăzi, când o pisele, dar poți să stau lângă ei, să nu bate vântul, că cine știe cum se întinde focul, îți dai seama când o lua alea foc. Mai pun și plasticul ăla, că nu folosesc tot ce e, pun pe foc acolo, să faci o curățenie aici, da. Cine știe, poate cu timpul nici cu vreun hol și încolo, poate să mai știi că nu, cine mai veni ideea. Nu mai ești regele, ești regele holurilor. Holurilor, da, chiar să știi. Hai că o să iasă bine, să vezi ce frumos o să iasă. Ne vedem da, data viitoare. Despre asta și despre altele, data viitoare. Până atunci, dragii mei, la revedere și vizionare plăcută.